bine v-am regăsit, așa cum v-ați obișnuit, pentru că este miercuri, noi suntem deja aici la Lente Cafe, a cincea ediție, a Clubului de Carte Eu Citesc, proiect organizat de către Editura App, în colaborare cu Literatura pe Tocuri și o avem aici pe Iasmin de la Literatura pe Tocuri. Iar în seara aceasta, alături de noi, este scriitoarea Camelia Cavadia. Mă bucur tare, tare mult că am reușit să o prind și să o aduc în proiectul Eu Citesc. Dați-mi voie, înainte să începem, să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce facem noi sau ce încercăm să facem noi aici. Este vorba despre proiectul Fii Diferit Citește, proiect care se desfășoară în liceele bucureștene, 11 autori în 11 licee. Mergem să ne vorbim cu copiii despre pasiunile lor, despre carte, despre viață, despre prietenie, despre ce vor ei să discute. Și ulterior, fiecare scriitor care participă la proiectul Fii Diferit Citește ne vizitează la Clubul de Lectură Eu Citesc. Avem de fiecare dată o propunere de carte. În seara aceasta avem Purgatorul Îngerilor. Cam atât deocamdată așa, în mare, despre ce încercăm să facem. O voi ruga pe Iasmi să vă spună câteva cuvinte. Înainte de toate, vreau să remarcați faptul că m-am îmbrăcat în roz. Da, să știți că am și pantofi roz. Pentru că a venit primăvara, oameni buni, au început să înflorească așa toți copăcei și miroase deja primăvară. Și nu știu voi cum sunteți, dar eu sunt foarte, foarte, foarte fericită și mă bucur că acum, la început de primăvară, o avem pe Camelia alături de noi, pentru că ea este atât de drăguță și atât de, cum să vă spun eu, delicată. E ca o primăvară, uitați-vă un pic la ea. Ca o primăvară. Iasmi, ai legătura. Și ca de obicei, m-am preluat legătura, așa se întâmplă la noi. În primul rând vă spun și eu bună seara, bine ați venit! Bine ați venit! Și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi ca de fiecare dată. Și am să încep să vă spun câteva cuvinte despre Purgatoriu Îngerilor, sau mai bine zis să spun despre Camelia Cavadia, despre stilul ei, despre poveștile pe care le scrie, pentru că majoritatea poveștilor sunt rupte din realitate și nu numai atât, sunt povești care te întorc pe dos, care îți provoacă emoție, îți provoacă, la un moment dat, ai sentimentul de neputință, durere și tot felul de sentimente. Purgatorul Îngerilor este o poveste inspirată din drama copiilor abandonați, fugiți, dispăruți, abuzați, copiii străzii pe care noi toți îi vedem, copii care fură, care cerșesc, acei copii care sunt și aurolaci. Deci este o bucățică de realitate pe care Camelia a reușit să o să o aducă în fața cititorului. Cartea este scrisă pe mai multe planuri. Am să vă spun ceva înainte de a începe. Eu mi-am notat câteva lucruri. De ce? Pentru că este o carte atât de profundă și cu atât de multe cu atât de mult, care îți inspiră foarte multe sentimente și sunt atât de multe lucruri de spus, încât cuvintele se învălmășesc la un moment dat în minte și ai senzația că pierzi șirul, nu știi ce să spui mai repede și să nu devin incoerentă, da? Adică și să nu vă spun cine știe ce pe aici. Din când în când o să mai ne arunc ochișorii pe ideile pe care le-am scris. Deci am spus că este o carte scrisă pe mai multe planuri. În plan central avem povestea unui băiețel dispărut de lângă bunica lui într-un moment de neatenție. Un băiețel pe nume Teodor, dar mai târziu, nu știu, cei care au citit cartea știu că el mai târziu își dă seama de cum îl cheamă, de numele lui care tot timpul îi stăruia în minte, dar nu știa ce și cum. Un băiețel care până la urmă ajunge într-un fel de bandă, într-un fel de tabără, unde erau mai mulți copii. Copii care
erau trimiși la cerșit, numai că a avut un pic de noroc, pentru că, vedeți voi, oamenii sunt oameni buni și oameni răi și aici face parte, cum să spun, intră toate categoriile, inclusiv cei din șefii acestor bande care sunt în stradă. Și atunci a avut noroc pentru că stăpânul la care el a ajuns este cât de cât, nu știu, bun, atât cât poate fi el bun. Da, pentru că, într-adevăr, îi trimite la cerșit, dar nu îi implică în furduri, cumva are grijă ca cei mari să nu-i bată pe cei mici, nu îi abuzează, nu îi chinuie. Și nu numai atât, acest băiețel, Teodor, la un moment dat își va câștiga cumva respectul acestui stăpân, pentru că are acea atitudine încât nu vrea să cerșească și el câștigă acești bani din diverse jonglerii cu minciuțele și desene și nu numai atât, vrea să-și păstreze acest nume de Teodor, adică chiar susține, chiar vrea să nu, să nu mai fie strigat sfijitul, nu? Practic așa înțeles și cartea. Da, 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 bine, eu da, cumva da, încerc să povestesc altfel ca să nu știu câți de mulți au citit sau... Habar n-am din cei care ne urmăresc. Încercăm să nu dăm foarte mult și de asta mi-am și notat cumva să nu vă dau foarte multe amănunte. Încerc. Deși e foarte greu. E foarte greu pentru că este o carte atât de profundă și atât de plină și nu numai atât, chiar are legătură cu realitatea pe care noi o trăim, încât nu, n-ai cum. Spuneam că este scrisă pe mai multe planuri. În plan central este povestea acestui băiețel. După aceea avem planuri adiacente, cumva, pentru că ne sunt deschise poveștile, sentimentele părinților lui Teodor, prin ceea ce, nu numai ale lui, dar și mai multor părinți care au trecut prin astfel de tragedii cu copii dispăruți, răpiți și așa mai departe. Deci sunt evidențiate toate aceste lucruri. Avem iarăși, sunt evidențiate poveștile și sentimentele polițiștilor, cei care se ocupă de astfel de cazuri de dispariții și de răpii. Sunt cumva prezentate până și poveștile, povestea, dacă vreți să spun așa, a doamnei directoare de la azil, care se plânge la un moment dat că se plânge de răutățile copiilor, de răutățile angajaților și nu numai atât, de neputința protecției copilului, la care până la urmă întâmpină tot felul de probleme și se văd și la un moment dat puși într-o situație de a fi neputincioși. Ne sunt prezentate până la urmă chiar și într-un anumit plan ziariștii care în goana lor, după senzațional, câteodată cam răstărmăcesc lucrurile, agită spiritele și la un moment dat te lasă cumva așa, pentru că intervine o altă știre mult mai interesantă. Dar vedeți că, așa cum am spus la început, sunt oameni și oameni. Sunt oameni buni, oameni răi, oameni cărora le pasă, oameni care sunt indiferenți și asta se întâmplă în toate categoriile sociale. Ce pot să vă spun? Cartea este... Nici nu știu cum să o exprim, pentru că îți provoacă atât de multă emoție și atât de multă durere, încât la un moment dat, nu știu, știți, eu mă gândeam, am văzut copii de genul ăsta, am văzut pe stradă. Dar sincer vorbind, eu niciodată nu m-am întrebat care este povestea lor, care, prin ce tragedie. Da, sunt copii străzi. Ok. Da. Și totuși ne sunt prezentate la un moment dat, o să vedeți acolo în carte, pentru că am spus că Teodor a ajuns la un stăpân bun, să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, dar sunt și stăpâni precum Ciro, care îi abuzează, îi chinuie, îi omoară, îi vinde și acolo chiar este o mare tragedie. Iarăși o problemă foarte interesantă mi s-a părut și mi se pare chestia asta de reintegrare în familie, spre exemplu, a copiilor respectiv și dacă un copil de genul ăsta, care, spre exemplu, vine din tabăra lui Ciro, vrea să
se reintegreze în familie va fi destul de greu, pentru că acest copil are niște traume. Și e foarte greu să le depășească. Le poate depăși sau nu. Mulți ajung să se sinucidă pentru că nu se mai simt, se simt murdari. Simt că nu pot trăi într-o familie normală după chinurile pe care le-au, atrocitățile la care au fost supuși. Sunt foarte multe de spus. Nu știu, la un moment dat eu m-am gândit că dacă s-ar, și aici o întreb pe Camelia, dacă cumva există o continuare. Pentru că sunt povești care cred că se cer la un moment dat scrise. Și mă refer aici la povestea lui Manuel. Am zis că nu vă dau foarte multe. Manuel este un băiețel cu probleme, dar care are o origine destul de ambiguă, pentru că mulți spun că ar fi fiul stăpânului, alții, nu știu, el spune că nu. Ar fi o poveste. Ar fi povestea fetiței adolescentei Elena, să spunem, care fuge de câteva ori pentru că a fost abuzată de pasnicul de la de unde erau, de acolo, din acea tabără, și fuge de vreo câteva ori, chiar încearcă să se sinucidă, dar tot timpul este găsită și adusă înapoi. Ar fi povestea lui Teodor dacă se reîntoarce la un moment dat în familie, că undeva rămâne cu un semn de întrebare, mai ales prin prisma faptului că el găsește acele decupaje din așa, în care fratele lui tot spune pentru fratele meu. Ceva de genul, nu? Am zis bine. Cam atât despre Purgatoriul Îngerilor. Eu vă recomand să o citiți. Este o carte absolut senzațională, o carte instituțională. Și cred că ar trebui la un moment dat să fim puțin mai toleranți și să nu mai fim atât de egoiști, încât să ne pese de societatea asta în care trăim, să nu mai fim indiferenți. Camelia Cavadia, în această seară, ne spune câteva cuvinte despre cartea. Mi-a făcut mare plăcere să citesc cartea. Mulțumesc foarte mult. Se vede că... Ei, și vreau să vă spun că aveam mai multe de spus, dar... Tot le spunem pe până la urmă, nici de asta. Ale mele, că ce mai venit? Apropo de întrebarea ta, chiar am primit foarte multe întrebări asemănătoare, dacă va exista o continuare, ca de altfel această întrebare am primit-o la toate romanele mele. Da. Toată lumea așteaptă cu la vina să vadă ce face băiatul, dacă reușește cumva să-și egaleze tatăl sau să-l și depășească. Ce se întâmplă cu povestea fraților din Măștile Fricii, la fel l-am primit întrebări și pe tema asta, cum se continuă și ce se întâmplă cu copiii din Purgatoriu, dacă până la urmă Ciro va fi omorât, dacă va fi... Mă, păi sunt multe, eu nu le-am spus pe toate, pentru că ar fi fost mult prea multe întrebări, da. Dar sunt povești care se cer, dar probabil la un moment dat m-am gândit că poate este suficient atât. Asta este și părerea mea, nu m-am gândit la nicio continuare pentru niciuna dintre cărți. Dacă totuși la pensie m-a apucat cine știe ce dor de personajele astea, și poate dacă ele cumva între timp avansează așa și apucă să crească înăuntru meu, poate că o să le dau ascultare. Însă în momentul ăsta chiar nu... Pe de altă parte m-am bucurat foarte mult când am terminat cartea asta de scris, pentru că recunosc că a fost foarte greu pentru mine să trăiesc captivă în lumea asta un an jumate, 2 ani mi-a luat să o scriu. Și practic tot ceea ce era în jurul meu erau povești ale polițiștilor, povești ale copiilor, cărți despre acest subiect. Tot în jurul meu atunci era despre subiectul ăsta foarte apăsător. Plus că am făcut, mi se părea că peste tot, cum îi povesteam și lui Marius mai devreme, că am făcut, mi se părea că la televizor aud numai despre știri. Și exact așa a fost. Știri despre copii dispăruți. Mi-aduc aminte că eram în vacanță și făcusem o pauză de la scris o săptămână și am zisem la radio că o fetiță e dată dispărută undeva prin Craiova sau nu știu unde, și tocmai se activase acea alertă Amber despre care scrisesem și în carte.
mi se părea că totul în jurul meu este despre asta. Și când mergeam la semafor, vedeam copiii cerșind și am devenit foarte, foarte atentă la subiectul ăsta și mi se părea că parcă e prima dată când văd copiii ăia cu adevărat, parcă e prima dată când mi se ia așa o... la lumea asta și este exact ceea ce am spus eu. Da. Cred că noi toți am văzut pe stradă copii care cerșesc, copiii au rolaci, da? Dar nu cred că vreodată ne-am pus întrebarea și oare care este povestea lor, ce tragedie trăiesc copiii aceștia? Exact. Nu, pentru că pur și simplu pentru noi au fost copiii străzii, știm că există, sunt acolo, nimic altceva. În momentul în care trăiești într-o și afli mult mai multe lucruri și te învârți într-o astfel de lume, de asta eu câteodată mă gândesc că și cei care sunt polițiștii și așa, deci oamenii ăștia chiar sunt încărcați la un moment dat emoțional, pentru că într-adevăr sunt oameni cărora le pasă, oameni care sunt indiferenți, dar cel cărora le pasă, cred că sunt într-adevăr încărcați foarte mult. Eu exact asta am încercat, să iau cumva, să scriu cartea din toate perspectivele posibile, sau cel puțin din cât mai multe. Mi-aduc aminte că după ce a citit-o sora mea, primul lucru pe care mi l-a spus după ce a citit-o, a zis: uf, firar al nebii să fie acum, la toți copiii ăștia o să mă uit și o să mă apuce plânsul și o să mă întreb ce s-a întâmplat cu ei. Și exact asta mai spunea o prietenă din Franța, că să știi că, uite, era o doamnă, zice, da, nu era copil, dar era o tânără care se vedea că era drogată, care se vedea că nu mâncase de nu știu cât timp era. I-am dat niște bani și m-am gândit la tine și am stat puțin de vorbă cu ea și am tratat-o ca pe un om și îmi spunea că a fost foarte uimită că cineva pur și simplu o întreabă dacă are unde să doarmă, dacă are ce să mănânce. Și lucrurile astea pe undeva, cred că, nu știu, cred că și noi facem foarte des asta. Preferăm să dăm cuiva bani, cumva ne spălăm conștiința, am făcut un gest bun, mă duc liniștit acasă, dar nu facem niciodată mai mult de atât. Din păcate nu o facem neapărat din dorința de a ajuta, că dintr-o pornire egoistă de a ne împăca noi noi. Da. Am făcut ceva, am ajutat un pic acolo, dar de fapt nu, e doar dorință sau nevoia egoistă de a ne împăca. Pe de altă parte, într-adevăr, e greu să faci ceva tu ca om, ce să faci? De asta și m-am simțit neputincioasă la un moment, dar n-ai ce să dai. Nu mai știi că-i dea bără în băutură sau pe drum. Nu neapărat numai cu bani. Este ideea asta de a face ceva pentru copiii ăștia, dar ce să faci? Ești neputincios. În primul rând că nu trebuie să... Că este o luptă cu sistemul. Da, avem și un sistem care este destul de greoi. Nu mai și la un moment dat te simți neputincios. Eu la Îngeri am donat drepturile de autor, tocmai fiind sensibilizat de poveștile astea, am donat drepturile de autor unei fundații care se ocupă de educarea copiilor. După școală, ia le de mâncare și iau meditatori pentru ei. Da. Poate face așa ceva. Da. În cazul în care nu vrei să pornești o fundație, în cazul în care nu vrei să-ți direcționezi, spre exemplu, puteți direcționa profiturile spre fundație. Da. Deci se poate face la nivel... Sunt perfect de acord cu tine. Perfect de acord cu tine. Faci tu. Fac 2-3 oameni, dar știi cum e cu primăvara care nu se face cu o floricică. Da, poți să faci niște lucruri. Numai că nu se va îndrepta nimic și întotdeauna vor exista aceste probleme. În orice fel de cultură, în orice fel de stat, da, vor exista... va exista această categorie. Da, bineînțeles. Sunt un exemplu cifrele de la finalul cărții. Exact. Cred că le-ați citit. Da. Și mă uitam câți copii dispar în în Germania, 100.000 de copii dispăruți anual. Marea Britanie, 110. Statele Unite, 460, 96.000. Deci este... E absolut... Eu aș vrea să întreb pe Camelia ceva, pentru că mă roade întrebarea asta. De ce? De ce am scris-o? De ce? Care a fost declicul ăla, motivația inițială? Ce, există o poveste? Există ceva care te-a determinat? Asta era pur și simplu pe care te-a bântuit? De ce? O să spun povestea pe care am tot spus-o încă de la prima mea carte, care practic, prima mea carte, cea cu vina, ar fi trebuit să fie povestea unui bărbat care își pierde copilul.
dacă aș citit vina, nu mai are nicio legătură. El nu-și pierde copilul în sensul în care nu îl fură nimeni, nu îl răpește, nu... În momentul în care m-am apucat să scriu despre bărbatul acela, el practic și-a construit un alt drum față de ceea ce îi pregătisem eu, s-a dus așa. Mi-a rămas după aceea foarte pregnant în mine povestea asta a copiilor care trebuie spusă. Am apucat de ea, m-am apucat să mă documentez, pentru că, efectiv, după ce mi-am colțit ideea, am simțit că am cumva o datorie față de copiii ăștia să o scriu. N-am putut să o scriu nici a doua oară și nu mă simțeam pregătită pentru subiect, poate și pentru că e atât de profund și de greu de trăit cu el. Da. Am scris Măștile Fricii, care nici aia nu este o carte ușoară, exact. Și... dar pe aceea mi-a fost mult mai ușor să o scriu, pentru că aveam cumva o poveste auzită, văzută, frânturi dintr-o poveste similară și mi-a fost ușor să lucrez pe scheletul ei. După care am zis, nu, trebuie totuși să mă apuc de copii, pentru că dacă nu voi scrie cartea asta, nu voi mai putea să scriu altceva. Și în momentul acela, pur și simplu, mi-am dat seama că nu mai e cale de întors și că tot ceea ce făceam eu avea legătura cu acești copii. Și mă duceam la serviciu, dar copiii rămâneau undeva în minte. Orice am făcut în cei 2 ani de zile, am făcut cumva cu copiii ăștia pe fundal. Nu există o motivație, cum să spun, un sâmbure de adevăr sau ceva care să mi se fi întâmplat și să fi declanșat lucrul ăsta. Pur și simplu a fost prima mea idee de carte și, în general, eu sunt foarte sensibilă la cele două subiecte, copii și bătrâni. Deci, pe mine mă rupe dacă văd un copil așa, îmi rupe sufletul un bătrân, dacă îl văd. Și mă gândesc, uit foarte, foarte greu chipurile astea oamenilor triști, nu știu, ajung să mă bântuie mai mult decât e normal. Și toate cărțile ai ceva aparte, pentru că toate, nu știu, transmite emoție, sensibilitate, ceva, nu știu, așa... Cred că e cumva acea sensibilitate pe care o am avut-o de când eram mică, da. Și eram îngrozitor, îngrozitor era îngrozitor pentru părinții mei de trăit cu mine în casă, pentru că plângeam foarte des, eram extraordinar de sensibilă, dacă îmi zicea cineva, mi se părea mie că mi-a zis ceva urât, plângeam cu zilele la școală, nu vă mai spun. O chemau pe mama, mă ducea, mă lua plânsă toată și am văzut copil hipersensibil. Da. Și pe undeva, cred că... Denele se transmite asta, ceea ce scrii. Cred că acum am posibilitatea să fac ceva cu... cu această sensibilitate, hipersensibilitate. Cu acest surplus, pe undeva scap și eu de el. Da, da, da. Și așa se nasc și poveștile. Trebuie să dau din casă. Eu am stat de vorbă ieri cu Marius un pic la telefon, întâmplător, și mi-a zis să vezi că eu mâine vin la clubul de lectură, Marius Albert Neguț este alături de noi, mi-a zis să vezi că eu mâine vin la clubul de lectură și vreau să întreb ceva pe Camelia. Trebuie neapărat, dar nu mă interesează, vreau să mă întreb o dată. Eu n-am fost aici, n-am auzit răspunsul, deci nu se pune, da? Nu se pune. Te rog. Literatura aceasta cu substrat social este foarte importantă, pentru că responsabilizează publicul cititor. Spre exemplu, un mic exemplu, o persoană care a citit Îngeri Rătăciți m-a întrebat dacă mai cunosc literatură asemănătoare și i-am dat Purgatoriu Îngerilor. Compania la care lucrează a donat 5.000 de euro fundației către care s-au dus drepturile mele de autor. De ce? Pentru că a citit aceste romane cu impact emoțional puternic. Da, așa. Bun. Voiam să o întreb pe Camille, dar eu știu de ce nu l-am omorât pe Ciro, pentru că răul există în continuare și noi trebuie să fim conștienți că el există. Ți-am zis, n-am auzit răspunsul, nu se pune. Voiam să o întreb, de ce nu l-am omorât pe Ciro? De ce? În privința lui Manuel mi-a plăcut foarte tare, adică m-a bulversat, pentru că știm cine sunt părinții. Da. Și m-a zăpăcit cu zi de creierii atunci. Da.
Și, na, sunt supărat că m-ai făcut să plâng, că am plâns, un bărbat nu prea recunoaște, n-am plâns, m-am gândit așa, să plâng, să nu plâng. Și am plâns puțin așa, pentru că m-a deranjat o anumită moarte, m-a lovit. Da. E un roman puternic. Da, așa cum... Vezi, deci mi s-a dus bine toate cuvintele și văzut că la un moment dat, acum tot iarăși nu vine. Răul... Cum să zic, chiar dacă el nu există ca personaj în carte, decât așa la modul descriptiv al celorlalte personaje sau prin lucrurile rele pe care le-au trăit, totuși Ciro reprezintă cumva răul suprem. Iar răul ăsta cred că nu poate fi stârpit. Și omorât așa în pagină. Nu, nu, nu. Așa. E... Și cumva cu răul ăsta trebuie să luptăm toată viața. Ți-am spus, eu îl omor. Tu îl omorai? Da, 100%. Și eu cred că... Da, pentru că e... E un tiran, ce să mai... Justiția finală... Să fac dreptate, nu? Da. Eu probabil mai mult pentru un semi-happy end, ceva de genul. Nu am citit cartea, dar în mod normal... Bine, mie îmi place să omor foarte mult în cărți. Asta care e... Dar probabil ca să... Fie un pic mai mult, să sune mai mult cu un happy end sau poate de asta. Cartea o să vezi că există. Și totuși, de ce nu moare? E un happy end. Las că și-am fost supărată într-o carte de-a mea că n-am putut să-i omor pe cei răi pentru simplu fapt că erau personaje istorice adevărate și nu mureau cu băiatul. Și le-a mers. Au murit de moarte bună în patul lor. Te-au făcut, nu? Da. Am zis să nu-i omor pe toți. Și așa, în celelalte cărți ale mele, toată lumea mă întreabă. Aoleu, moare cineva la sfârșit? Acum deja m-au... Da, așa este cel mai ușor de o grijă. Da. Așa, ăsta e cel mai frumos final. Mor toți! Și cele mai bune jurături pe Facebook. Depinde pe cine omori, că s-ar putea să fii încurajat și lăudat că l-ai omorât. Respectiv. Da, aici cred că ar fi fost aplaudată, deci Camelia, da, de cei care... Dar eu tot am așteptat să moară Ciro și Ciro n-a murit și la sfârșit zic, băi, frate, n-a murit Ciro, nu se poate așa ceva. Și am vrut să scriu pe Messenger, dar zic, mi-am dat seama de ce n-a murit și zic, lasă, e mai bine așa, adică e ok. Adică nici așa nu te eliberaște puțin, ți-ar fi provocat ușoară... Eu m-am eliberat așa, când, în momentul în care... Dar poate că e mai bine așa. Adică pentru... Sunt 100% că e mai bine. Da, mă gândesc, pentru că noi cititorii trăim chestia asta și tot timpul ne facem, mamă, wow, de ce? Poate dacă l-ar fi omorât, n-ar mai fi fost așa. Mai profund cum a lăsat. Păi de asta spun. Are un alt înțeles. Da. Toți trebuie să moară. Și totuși îl omoram. Iulia 2019. Dar nu așa ușor. Pe chinuri, da? Aveam fratele care nu am așa. În chinuri, da, torturat. De la degetul, de la picior, până sus. Apropo de reacții diverse, da? Care este cea mai neașteptată, cea mai tare reacție pe care ai primit-o vis-a-vis de Purgatorul Îngerilor? Cum vrei tu? Deci cea mai, o reacție ieșită total din comun. Nu știu, poate a fost ceva virulent, poate a fost ceva extrem de sensibil sau nu știu. Cea mai tare reacție? Pentru mine cele mai tare reacții sunt... reacțiile oamenilor care aleg să-ți scrie după ce au citit cartea. Pentru că eu mi-aduc aminte că de foarte multe ori mi-au plăcut niște cărți și n-am îndrăznit niciodată să-i spun autorului și mi-am dat seama că am greșit foarte mult. Pentru că pentru un autor contează, chiar contează părerea... No! No! Părerea cititorului e... Cumva cred că de asta reușim să scriem mai departe. Pentru că am avut o... Singură, am avut o recenzie rea, urâtă la Vina și știu că am fost dărâmată, efectiv, mi-am dat seama că, nu știu, trebuie să mă să mă ridic cumva și să mă gândesc, eu pot să mai scriu mai departe, adică ce fac? M-a dărâmat foarte tare și mi se părea că toate lucrurile de acolo sunt adevărate și într-adevăr, multe dintre ele am recitit niște pasaje, într-adevăr, nu erau cele mai bune. Dar virulența cu care au fost scrise, alea m-au terminat.
Însă norocul meu a fost că a fost doar una, sau cel puțin una am citit eu, bine că n-am citit multe. Și asta, nu știu cât de mult, aș vrea foarte mult să le mulțumesc celor care ne scriu și care ne spun, nu știu, că le-a plăcut cartea, că a schimbat ceva. Am foarte multe mesaje de la oameni. Și chiar m-am gândit la un moment dat să le și strâng undeva, că unele sunt unele mai frumoase ca altele și mă trezesc la serviciu, mai primesc câte ceva și zic, va, și efectiv mă încurc la, ai pățit ceva? Ai pățit ceva? Nu, nu am pățit, nu, uite ce frumos, că nu mai plânge fetițul din de-asta, că toată lumea se sperie că eu mă emoționez la orice asta reacție din asta. Scriitorul, mai ales la români, nu este om. Da, nu avem emoții, nu avem sentimente, nu, oameni buni. Suntem oameni și ne bucură orice. Da. Asta mă emoționează extraordinar de mult. Iar de exemplu, la Măștile Fricii, am fost foarte, foarte impresionată de faptul că au fost foarte multe cititoare, în special, care mi-au povestit dramele lor, drame pe care sunt convinsă că multe dintre ele erau spuse cumva în premieră. Iar lucrul ăsta m-a impresionat și m-a emoționat teribil, pentru că mi-am dat seama că oamenii au văzut în mine cumva un sprijin, un om care e în stare să le înțeleagă povestea. Și asta îmi spuneau, că dacă a scris cartea asta, bine, toată lumea m-a întrebat dacă eu am trăit dramele de acolo și le-am spus tuturor că nu, eu n-am trecut prin așa ceva, dar am avut prieteni, cunoștințe, unele dintre ele apropiate, care au trăit aceste drame și am putut foarte ușor să empatizez cu ele și atunci le-am scris astfel încât ele par cumva rupte din realitatea mea. Dar faptul că ei mi-au împărtășit din experiența lor atât de... una se vedea că era atât de ferecată în sufletul persoanei respective, încât mi-am dat seama că o răsplată mai mare și un dar mai frumos ca asta, eu ca scriitor n-am cum să primesc. Adică oamenii își pun pe tavă viața și ei știu sigur că tu acolo o să îi înțelegi, o să știi ce să faci cu povestea lor. Măcar, adică cred că au nevoie de a scoate cumva răul ăla către cineva care cred ei că îl înțelege. Și asta mi se pare extraordinar. Faptul că oamenii îți scriu și îți spun, își rup din timpul lor și îți scriu două rânduri acolo și... Nu știu. Apropo de ce ai zis cu recenziile negative, ești mult prea sensibilă. Adică, da, până la urmă, trebuie... V-ați zis că este... Noi, ca și cititori, suntem diferiți, da? Și percepem diferit. Poate cartea ta. Da. Nu, dar percepem diferit până la urmă. Cartea, da. Spre exemplu, cartea ei poate să placă la 50 de lei și să fie 3 până la urmă. Eu chiar vreau să spun că nu aș vrea să scrie toată lumea de bine despre ea. Da, trebuie să nu mai fii atât de sensibilă la astfel. Asta încerc să învăț din ele, da? Nu, că eu am... studiat cu foarte mare atenție pasajele respective și avea dreptate, unele dintre ele erau, unul mi s-a părut slăbuț, într-adevăr, iar celelalte observații erau unele și care era puteau... un roman de debut, nu? Da. Da, era un roman de debut, dar un roman publicat, asta nu scuză, totuși. Deci, dar orice debut are nesiguranță și poate și acolo e farmecul. Bine, exact. Pui pariu cu mine că dacă... ipoteză, da, presupunând prin absurd, că dacă mâine Camelia primește o recenzie negativă, deja este la a treia carte, va reacționa la fel, adică... Da, pentru că este mult prea sensibilă. Mult prea sensibilă și nu trebuie să înțeleg că la un moment dat pot fi și astfel de... Și cum ar putea să mai scrie genul ăsta de cărți dacă nu ar mai fi exact. Sensibilă? Da, nu. Mă referam la faptul că nu trebuie, adică trebuie să fie cumva un pic conștientă la chestia asta, că sunt oameni care
percep diferit, suntem diferiți și din diverse motive, da? Nu are cum să placă tuturor, exact, că nici nu ne plac aceleași, exact, cărți. Exact, la asta vreau să... Păi, sunt de dragon, păi... Da. Vă dusem o vorbă la un, dar nu mai știu acum cine a zis-o. Știu că cineva a cunoscut, dar îmi scapă rău de tot. Și de atunci chiar o folosesc și eu. Nici o carte nu este pentru toată lumea. Fiecare are până la urmă cititorii ei. Da. Mie poate îmi plac cărți care, nu știu, Sorinei nu-i plac. Deși, suntem diferiți. Da, asta e. Păi, tocmai asta este partea frumoasă a vieții. Suntem diferiți, ne plac lucruri diferite. Cred și jurăm lucruri diferite. Cred că aici discutăm despre modul în care critici. O poți face politicos și argumentat. Asta da, și poate cu puțină îngăduință, că nu te-a făcut nimeni Dumnezeu și te-a pus pe tine acolo ca să arunci cu pietre în cineva care a muncit 2 ani la o carte. Sau, pur și simplu, poți jigni. Pentru că ți-a dat Dumnezeu internet și calculator și ai puțină educație să stai. Nu, am niște vorba și de firea omului. Adică poți să fii ultimul jef și să nu apreciezi măcar. Adică să te gândești, băi, munca unui om totuși. Că uite, și eu am avut cărți care nu mi-au plăcut. Și bine, a stat o lună, două, trei, patru, până să contactez autorul. Eram mie aiurea. Și știu că am mai întâlnit, eu le-am spus frumos oamenilor, băi, uite, nu mi-a plăcut cartea ta, dar are și părți bune, dar mai trebuie lucrat. Și ei m-au înjurat pe mine. De atunci am așa o teamă să mai spun cuiva, băi, nu mi-a plăcut cartea ta. Dar sunt cititori care nu se gândesc că în spatele unei cărți este munca unui om. Și atunci vin și pot să spună foarte urât, băi, nu mi-a plăcut, lasă-te de scris. Sau că am văzut și de-astea. Dar mă duc, nu ai ce căuta aici, lasă-te de scris. Sau poți să spună frumos. Dar și cititor care nu ai niciun fel de, cum să spun, tu ești cititor, efectiv. Nu ai niciun studiu, cum pot eu să-i spun cuiva, lasă-te de scris. Nu, asta e ce am așa nu, postează cineva la un moment dat, de la un cititor. Poți să spui că nu ți-a plăcut, poți să faci într-un mod cât se poate de diplomat, nu jignești omul, nu jignești, adică spui, nu mi-a plăcut aia, pentru că eu nu rezonez cu așa ceva. Nu știu, adică cred că se găsește, nu, sau eu nu mi-aș permite să spun nimănui, lasă-te de scris că scrii prost, scuzați. Deci eu și am educație. Pentru că nu am această calitate de a face lucrul ăsta. La o altă observație, noi românii nu prea avem știința dialogului și pe lângă asta suntem și foarte deștepți cu toții. Bine, nu sunt așa pe mine, că așa mă există știință, până și greșe, să știm și noi. Am mulți prieteni care mi-au spus, băi, mă, eu sunt extraordinar. Nu m-au lăudat pentru faptul că am scris 3 romane, ci pentru faptul că am avut timp să le scriu. Da? Adică, băi, tu chiar ai timp. La modul, bă, dacă aș avea și eu timp, aș scrie și eu. Băi, băiatule, vezi că nu e chiar așa. Așa. Da, da, nu este chiar așa. Dar, pentru că înseamnă foarte multă, pentru că înseamnă foarte multă muncă și... Camelia spune asta, spunea mai devreme vorba despre documentare. Nu, trebuie să ai și talent. În primul rând, trebuie să ai și talentul ăla să poți să scrii ceva. Eu, spre exemplu, nu am un asemenea talent. Eu n-aș putea să scriu niciodată o carte. N-am nici talent, nu am nici... Nu știu, nu. Nu se fac. Adică trebuie să existe ceva în tine care să poți să... Dincolo de asta, liceul este de prima treaptă a scrisului. Sub el vine eseistul, sub el vine... oricine, novelistul, poetul, da, dacă doriți, dar romancierul e pe prima treaptă, după părerea mea. Tot așa am auzit pe cineva spunând, dar acum tot așa, îmi scapă foarte rău cine a spus chestia asta, văzusem scris undeva, un om scrie atunci când are de spus o poveste. Și după ce ai spus povestea aia, să zicem că este singura poveste, păi asta e singura poveste, singura carte, dar atâta timp cât un om are ceva de spus, scrie și împărtășește cu cei din jur. E indiferent că ai să un timp. Unii au o singură poveste, alții mai multe, depinde. Hai să lăsăm pe Camelia să ne povestească, eu nu mai pot de curiozitate. Păi și eu am 5 povești. Deci eu nu mai pot de curiozitate să aflu cum a fost cu documentarea, pentru că mi se pare extrem de interesant. Pentru purgatorul. Nu știu de unde să încep, că practic m-am... De unde vrei tu? M-am apucat așa ușor, ușor să citesc pe internet să văd cum este în alte țări. Ca și celelalte cărți, nici asta nu este clasată într-un spațiu nici temporar, nici geografic.
tocmai pentru că am lăsat oamenii să-și imagineze ei orice își doresc și orice li se potrivește, orice li se pare că se potrivește cu povestea. Am căutat întâi pe internet, am scormonit tot felul de informații despre copiii dispăruți. Chiar la un moment dat mi-am găsisem niște povești pe care mă gândeam să le, cumva să le dezvolt și să le aflu cât mai în profunzime. Însă, în cele din urmă, mi-am dorit să fac un personaj care să aibă cât mai multe dintre personajele despre care citisem. Am citit foarte mult pe internet. Cei de la Jurnalul Național au făcut la un moment dat o campanie exact pentru copii dispăruți și erau acolo extrem de multe cazuri de copii dispăruți, foarte, foarte bine documentate de la noi din țară, pe care le-am citit pe toate. Unii dintre acei copii au mai fost găsiți, unii au fost găsiți morți, unii nu au fost găsiți niciodată. Am citit chiar povestea unui bărbat ajuns la maturitate acum, care fusese răpit când era mic și care în cele din urmă se reîntâlnește cu familia după 10 de ani și povestește ce s-a întâmplat în timpul ăsta, toate nenorocirile care i s-au întâmplat. Am citit extrem de multe, multe variante de răpiri, de copii abuzați care au plecat și nu s-au mai întors. Am vorbit după aceea cu foarte mulți polițiști. Am fost chiar într-o... Nu cred! Am fost într-un departament, departamentul de urmăriri al Poliției Capitalei și am stat acolo de vorbă cu oameni care asta fac, caută astfel de copii. Iar în momentul în care o știre era la televizor și prezenta povestea unei fetițe date dispărute, am văzut la un moment dat cine semnează materialul respectiv și iar în sincronul pe care îl luaseră era un domn polițist pe care l-am sunat imediat, am reușit să fac rost de numărul dumnealui, l-am sunat și l-am întrebat cât de multe lucruri am putut eu despre niște cazuri pe care despre care scriam deja în carte. Sunt foarte multe alte povești mici în această carte, care sunt efectiv luate din realitate. Văzute, citite în ziarele, în presa de la noi, la televizor, sunt tocmai pentru a păstra cât mai mult din autenticitate și din realismul lucrurilor pe care le-am scris aici. Am căutat să fie, să aibă cât mai multă legătură cu lucruri deja întâmplate, cât se poate de posibile, ca să zic așa. Am citit despre acea alertă Amber despre care îmi povestise o doamnă. Da, sunt curioasă, la noi chiar funcționează la fel ca în state, alerta Amber? La noi nu a fost declanșată decât în urmă cu ceva timp, pentru prima dată în România. În momentul în care scriam eu cartea, tocmai vorbisem cu domnul polițist de acolo și îmi spusese că la noi încă nu a fost declanșată. De ce? Pentru că au fost foarte multe cazuri de copii dispăruți. Dar înainte de a trimite această alertă către toate televiziunile, toată mass media, trebuie să ai acordul părinților, trebuie să ai, să lucrezi împreună cu familia. Întreagă procedură. Da, și o întreagă procedură. Doar că sunt foarte mulți părinți care se răzgândesc. Din vari motive. Că asta am întrebat și eu, de ce ar face lucrul ăsta? Unii dintre copii sunt găsiți înainte de a se declanșa alerta. Alții sunt părinți foarte înstăriți care se tem de ce o să zică lumea dacă o să afle că a dispărut copilul lor și că ce s-a întâmplat cu el. Sunt foarte mulți care ezită înainte de a lua această decizie. Iar cred că eram spre finalul cărții când eram tot așa într-o
vacanță prin țară și am auzit la radio spunând că s-a declanșat alerta Amber pentru o fetiță dispărută undeva în Craiova. Oricum știu că în caz de răpiri, de dispariții, din câte mai știu și eu, se spune că primele 12 ore sunt esențiale și de obicei, dacă după primele 12 ore nu se găsește copilul, sunt șanse mari ca să nu mai fie... Iar după, împotrivă, orice, orice dispariție... La adulți, după 24 de ore, 48 de ore, la adulți, adică poți să declari persoana ca dispărută, dar vorbim despre adulți, la copii este... Știu că și la copii era așa, mă rog, copii adolescenți. Nu, 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 și aici vorbim de copii de vârste mici. Nu, la copii adolescenți, că poate s-a întors, că poate vedeți, că poate s-a dus la nu știu cine. Sunt foarte mulți copii care, într-adevăr, se întorc. Sunt foarte multe plecări benevole, nu știu, s-au supărat pe părinți că nu i-au lăsat să facă nu știu ce. Sau au vrut să-și pedepsească părinții, la fel. Astea sunt cazurile fericite când e vorba de copii care practic au o situație materială bună, nu prea se întorc cumva dorind să le dea părinților o lecție. Dar mai sunt și... Ghinionul? Da. Copiii pe care pur și simplu îi răpesc. Da. Copiii dispăruți într-un moment de neatenție. Vânduți, exact. Da. Cam asta a fost o muncă titanică pentru mine, toată această documentare, pentru că la un moment dat aveam atât de multă informație încât mi-era frică că n-am să pot să discern din ea ce trebuie să pun în carte și ce să las pe afară. Erau foarte multe tentații să cumva să pun cât mai mult din ceea ce am descoperit, dar am căutat să găsesc așa un echilibru și să mă opresc undeva. Și eu mai și ai reușit. Da. Sper. Sper. Eu mai am o întrebare, dar acum poate că n-ar trebui să mai stau să mai pun întrebări. În legătură cu proiectele tale viitoare, pentru că, ok, a fost vina, au fost măștile fricii, acum purgatorul îngerilor, nu are legătură cu, cu subiectul din seara asta, cu, dar nu pot să mă abțin, că îmi pare rău, oameni, pe bune, nu vă spune, ce mai scrie? Ce mai scrii? Dacă îmi puneai întrebarea asta acum vreo lună, ți-aș fi spus că scriu o altă carte. Dacă mi-o puneai acum două luni, ți-aș fi povestit despre alta. E bine, acum scriu la a treia, dar la toate cărțile de până acum. Și cred că asta iese un pic din zona mea de până acum. Mai bine nu zic, că cine știe când mai răzgândi și mă întoarce la una dintre cele pe care le-am început. Puțin, chiar mi-am dorit foarte mult să scriu un thriller psihologic și m-am apucat de ea. Dar să vă zic că nu scriu la ea. Doar ne amăgește. Deci m-am apucat de ea, îmi doream foarte mult să tocmai să ies un pic din zona asta mea de confort, că pe undeva cărțile astea de drame cu analiză psihologică, practic ele sunt ceea ce cred eu că mă definesc. Uh-huh. Dar aș vrea puțin să încerc și altceva și mă gândisem la acest thriller psihologic, dar nu sunt încă pregătită pentru el, așa că voi scrie o carte care va fi total altfel de față de ce am scris până acum, în sensul în care eu cred că va fi prima carte pe care o voi localiza în timp și spațiu și care va avea destul de multe repere, astfel încât să se poată regăsi oamenii într-un București în care am trăit eu cumva până acum, de mică și până acum. Sper să-mi iasă și sper să fie... Spor și inspirație și putere. Nu știu alții cum sunt. Oricum eu aștept thriller la psihologie. Asta, dar eu vreau thriller la psihologie, acum să zicem. Da, știu, dar...
Oricând ar fi el, deci acum știu, deci oricum îl aștept. Dă seama că o să o hăituim acum, o să... Lună, lună, Camelia! Poate că mai dacă să scriu altceva și mă duc într-o altă direcție. Nu știu, important e... Ce n-ai scrie niciodată? Nu știu romans. Să scriu... Toată lumea îi spune romans. Nu știu deci să scriu SF. E ok, da. SF? SF n-aș scrie niciodată, pentru că chiar nu știu, nu sunt o iubitoare a genului și nici nu... eu și nu înțeleg SF. Da? Înțeleg. Mergem la vorbă. Nu știu ce n-am scrie. Da, nu știu. Chiar nu înțeleg. Să încerc diverse lucruri, să încerc să experimentez, să cu cât capăt mai multă, nu știu, mai mult curaj, să... Să scriu orice mi se pare ofertant pentru mine și orice subiect în care cred că aș putea să adaug ceva față de, în plus față de ceea ce am făcut până acum. Așa mi-aș dori, dar chiar nu... aș vrea să scriu cu plăcere orice scriu și să nu-mi... Povestea aia care trebuie impun, spus. Exact, și să nu-mi impun un anumit stil sau un anumit subiect sau un anumit... Adică cred că și subiectele astea vin la noi... Nu noi mergem spre ele, cel puțin așa mi s-a întâmplat. Și dacă mă caută un subiect, eu aș vrea să fiu acasă, să-i deschid ușa, să-l primesc și să-l tratez cât se poate de frumos ca să mă trateze și el la fel de frumos, cu o poveste... Parcă văd peste 2 ani că o să ne întâlnim la un club de carte cu noua carte fantasy a Camelii Cavalier, adică... Chiar nu știu ce să știu și... După ce, din câte am văzut eu cu cele două cărți pe care le-am început și o scriu pe a treia, orice e posibil. Și noua carte da. Fantasy se va petrece într-o Românie civilizată și politicoasă. Da. Da. A zis că nu scrie SF. A zis că nu scrie SF, despre ce vorbim. Dragii noștri, aici încheiem partea aceasta în direct. Urmează partea în care noi vorbim poveste. Așa, așa. Mulțumesc încă o dată, Camelia Cavadia, că ne-a alăturat. Vă mulțumesc vouă celor prezenți aici. Celor de acasă, vă mulțumim tare mult, vă pupăm și ne vedem miercurea viitoare la ora 18:30, aceeași locație, cu Ana Maria Ionescu și cartea Nume de Codapă. Ne vedem! Mulțumim, succes, Camelia! Vă pupăm! Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc.